Bun găsit la ziua în amiaza mare, este vineri ora 13 și filmăm de data aceasta în Mamaia Nord, la complexul hotelier al omului de afaceri Mohamad Murad. De ce? Pentru că dumnealui ne-a invitat la o conferință de presă pentru a ne prezenta proiectul de concesionare a fostei închisori Doftana, pe care vrea să o transforme în cel mai mare centru cultural, turistic și muzeal din România. Să ne vorbească despre problema deficitului de forță de muncă în turism. Bineînțeles că a atacat și problema politică, pentru că, din câte am constatat, s-a înregimentat politic, a devenit membru și chiar lider al unei formațiuni politice. Asta înseamnă că are gânduri de candidatură în perioada următoare sau, mă rog, la viitoarele alegeri. Și, bineînțeles, că în acest context a vorbit și despre vizita ministrului turismului Daniel Constantin Cadariu pe litoral. Săptămâna trecută s-a întâmplat când aici, la Mamaia, s-a întâlnit cu operatorii din turism, mai puțin cu el. Haideți să vedem de ce nu s-a văzut cu Mohamad Murad, având în vedere că este Dita Mai, președintele de onoare al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, și se putea foarte bine vedea cu acest important reprezentant al turismului din România. Domnul ministru, din păcate, vedeți că politica asta e foarte un pic ciudată, să știți. Și de asta, în zilele astea, stau să mă gândesc cum e bine să abordez. Eu am fost întotdeauna tranșant în ce am făcut, direct, și nu ascund absolut nimic, pentru că cred că sunt mult mai slab de a ascunde lucrurile. Referitor la domnul ministru, l-am invitat să vină să țină un speech, că era pe litoral weekendul trecut, și am zis, domnul ministru, avem 300 de firme românești care ar fi bine să veniți să îi spuneți două vorbe. Și a spus că e complicat. După aia zic de ce. Să aflu eu prin, de la minister, că nu a fost lăsat să vină la Mohamed, nu la firme românești, că domnul prefect i-a interzis, că Mohamed nu mai e cu PNL. Păi eu nu vorba de bine, e vorba de 300, nu e vorba de PER, e vorba de firme românești. Și prin alte surse să aflu eu că domnul Bogdan Hasuc a fost cel care a interzis să se întâmple întâlniri pe teritoriul Mohamad Murad. Ultimul subiect care aș vrea să-l abordez, construcțiile în stațiuni turistice. De peste vreo luni de zile vorbesc cu domnul ministru. Dacă vă place cum arată Novodarul, mergem mai departe, facem la fel și în sud. Dacă nu puneți capăt construcțiile care se fac bloc lângă bloc, ați făcut din Mamaia un cartier de oraș, ați distrus Novodarul, într-un fel sau altul. Nu e normal să fie număr de blocuri mai mult decât număr de șezlonguri sau număr de parcări. Nu avem niciun spațiu, nu există un parc în tot Novodarul, pe zona turistică, un parc de 200 de metri. Asta este o mafie imobiliară care și cunosc foarte bine cine e în spatele ei, cine bate joc de stațiuni turistice, și vă spun, nu e doar mediul de afacere. Sunt ei cineva, e o instituție care trebuie să fie exemplu pentru noi toți. Așa instituție, din păcate, controlează 80% din construcții pe litoral. Cine are această instituție? Nu să vă spun cine e. De ce nu spun? Pentru că nu vreau să creez multe subiecte de discuții. Poate constațienii știu foarte bine, și dacă nu știu, trebuie să afle cine în spatele tot ce se întâmplă pe litoral. Cine șantajează primare? Ei șantajează, ei primare. Și ca să fim clar, nu mă refer la SRI. Eu personal, cred că și mulți alți colegi, am început să fim depinde total de o persoană într-un oraș sau o stațiune. Așa persoana se numește primarul. Deci dacă primarul este cum se cade, avem apetit la investiții și mergem și asumăm. Dacă primarul este, din păcate, nu este responsabil și nu interesează, arogant, cum am întâlnit probabil zeci de primari, nu mai sunt interesat, chiar dacă piața are nevoie. Deci, investiții noastre sunt total depinde de moftul unui primar.
și șantajele unei primari într-un fel sau altul. Opa, ați văzut că Mohamad Murad a pomenit despre primari, despre construcții, așadar și-a exprimat nemulțumirile față de modul în care localitățile de pe litoral sunt administrate. Asta înseamnă că, așa cum vă spuneam și mai devreme, are ceva proiecte politice. Și bineînțeles că ne-am gândit imediat, ia să-i luăm noi un interviu pentru Ziua de Constanța, special pentru noi, pentru că până la urmă ar trebui să aflăm în acest context ce părere are dumnealui despre primăria Constanța, despre modul în care este administrat orașul și bineînțeles că vom aborda și alte subiecte, pentru că avem, slavă Domnului, o mulțime. Haideți să vedem ce iese. Primarul Chisac este un tip care militar, un amiral, tot respectul, dar administrativ Încă Constanța, canale desfăcute, cartiere, nici o viziune turistică, nici o comunicare cu mediul de afacere, nu pe linie. Deși e o persoană absolută. Dumnealui a recunoscut faptul că a greșit dintr-un anumit punct de vedere, a eșuat în atragerea investitorilor. A spus săptămâna trecută în ședința Comitetului Local de Coordonare al Partidului, a fost o ședință destul de măricică, în care dumnealui a dat raportul. Și aici, la acest capitol, a spus că nu i-a mers. În primul rând, vă spun o chestie, dar din păcate... Că vorbeați de investitori. Aici e vorba de cultură. Domnul amiral nu are cultura business-ului. N-are nicio treabă cu afacere, cu oameni de afacere. În primul rând, cei care atrag investiții importante, primii sunt cei care sunt aici. Eu pot să aduc o altă persoană din state europene sau din alte state, dar eu sunt miezul, eu sunt bază. El crede că o să vină cineva la el să bate la ușă și spune că am 10 milioane de investiții în Constanța, se înceală. Eu dau... Prin rase care avem noi ca mediu de afacere, putem să dăm știrea că putem și am vrut cu domnul primar. Când a făcut el o întâlnire cu mediul de afacere, potențial oameni care pot să vină cu niște investiții pentru Constanța? Când? Când a fost? M-a sunat când m-am retras din Constanța și m-am mulțumit că m-am retras. Când ați retras candidatura. Da, când n-am mai vrut să... Și m-am mulțumit că am făcut acest gest și acest pas. Dar de atunci până acum m-a dat un telefon și că mie sunt mulți și sunt o persoană care fac investiții strategice. Eu nu fac investiții de un bloc de azi pe mâine. Primul care a făcut bloc, dacă mă întrebați pe litoral, am fost eu. Și știm cu toți în 2004. Dar nu mai fac acest, nu fac haotic acest lucru. Și nu am mai făcut. Clar n-am mai făcut. Eu de 20 de ani, că spunea cândva cineva că eu fac parte din mafia imobiliară. Eu nu am nicio investiție. Pe litoralul așa. Acum fac niște proiecte în Limanul și în 12 august, dar în afara stațiunii turistice. Pentru că stațiunea e stațiune și zona de seara e alta. Limanul însemnând chiar reședința comunei sau doi mai și vama beche? Nu. Chiar în zone comune. În comună. Fac niște case frumoase de vacanță, deci care adresează în special zona respectivă tinere și chiar și familiști. Și în 20 august, în apropiere de plajă, că zona e la fel de frumoasă și sunt convins că va avea o dezvoltare. Constanța are marele avantaj cu existența acestei stațiuni de interes național Mamaia, care era considerat perla turismului, perla litoralului. Este în continuare Mamaia? Dacă ne uitam bine pe zona Mamaia și am și eu hotel acolo, pot să spun că prețul e un pic chiar încep să scadă. În Mamaia, spuneți dumneavoastră. Da. Deci fără discuții. De ce scad? Pentru că e foarte clar că, având în vedere că nu mai există foarte multe cerere, oferta devine mai generoasă și scad prețul. Uh-huh. Asta arată clar că suntem pe un trend descrescător, crescător. Da? Descrescător, da, descendent, da. Descendent. Și asta arată clar că n-am nimerit exact să ducem stațiunea într-o zonă cu un target cu potențial mai mare. De ce se întâmplă asta, domnule? Pentru că a făcut haotic.
au făcut haotic ei, pentru că au făcut numai volum. În viață, în afaceri, ai două reguli. Cantitate sau calitate. Nu există 1000 de filozofii. Simplu. Ori lucrezi pe cantitate, ori pe calitate. Ei au ales varianta de cantitate. Au făcut cât mai multe, nu s-au gândit deloc la ce și cum, nu sunt parcări. Vă referiți la hoteluri sau la... Nu, la acea blocuri. Apartamente, la acea blocuri care sunt făcute, în loc să facem exemplu, Alandala. Era foarte frumos să facem multe investiții la nivel, la nivel mai sus, în care ce are nevoie, dacă vrem să fie exemplu zona de familiști, care e cea mai stabilă, pentru că weekendul nu e de ajuns să asigură un venit constant. Nu există strategie. Dacă mă duc acum la domnul și chiar pot, vă provoc să faceți o discuție între mine și primarul, să le întreb dacă știe ceva din turism. Măcar 3%. Sau dacă are consilier pe așa zonă, ce pot să facă dânsul acolo? Problema că nu are. Dacă nu are viziune, cum să poți să facă, să ocupe de o stațiune? De infrastructură măcar, pentru că administrația locală, asta este menirea ei, nu? Să asigure o infrastructură viabilă pentru, cum vă spuneam, această stațiune de interes național, cum este Mamaia. Știți cum văd eu pe primare? Primarul ca și medicul. Unul care se duc cu lecție învățată, deja sunt medici, pregătiți de a face un act medical, sau alți care învață să facă acest lucru după ce a fost ales primar. Pe domnul Chisac. Domnul a fost acum ales. În viața lui el a gestionat vreo afacere. A vorbit cu niște subaltern care a plătit de dânsul. Deci nu v-ați văzut deloc cu dumnealui de când a preluat mandatul. Niciodată nu m-a invitat la o discuție și ce să plângă dânsul că e. Nu știe să facă comunicare. Nu e un tip de comunicare. Nu l-am atacat, nu am vorbit nimic așa. Deci, normal, prima chestie, să invite pe toți seniorii România, seniorii Constanța, care au experiență în spate. Să facă un consiliu local al seniorilor, nu? Normal. Care să vină cu... Și după aia, pe zona de mediu de afacere, să facă o chestie similară. Dom'le, cât te costă pe tine să ai niște zeci de consilieri gratis? Nu te costă nimic. Mai invită, domnule, uite, ați fost ales din oameni care... Explozia utilităților. S-a trecut în Constanța, mai sunt încă 20 ca tine. După aia ne uităm pe partea de senior, sunt unii care au ieșit la pensie. Deci dumneavoastră vă puteți oferi eventual să-i oferiți consiliere pe aceste probleme de turism? Oricând, orice lucru care este în favoarea cetățeanului, eu sunt gata să-l fac. Dacă domnul Chisac și acum, deja suntem început sezonul, dacă mâine apelează la așa, eu vă spun că și acest sezon va fi lucruri speciale care putem să le facem din scurt. Deci mai este timp, spuneți dumneavoastră. Deci întotdeauna e timp. Pentru oameni care știu cum să gestioneze timpul. Și pe zona de investiții, dacă are probleme cu investiții, domnul primar, sunt gata să mă duc unde dorește dânsul și să pun la dispoziție toată experiența care am de 30 de ani și cum să abordez acest subiect. Da, dar tot dumneavoastră spuneați că acum depinde din ce perspectivă privește lucrurile. Că ați investit în Mamaia și s-a construit ulterior haotic. Ați investit în Năvodari și au apărut aceste construcții uriașe. Mergeți înspre Olimp și încep și acolo. Păi unde să mergeți, domnul Murat, ca să nu vină după dumneavoastră? Vedeți că aveți o vină, într-un fel, în ghilimele vorbind. Nu, eu sunt o persoană care probabil am așa ceva în care să atrag foarte mult, având în vedere că, exemplu, la Olimp, când am început investiții, era teren de 50 de euro metro și acum este 600 de euro. Eu vă dau un sfat. Dacă aveți cineva care vrea să învățească acum în zona Doftane. Apropo de proiectul dumneavoastră, eu vă garantez că prețurile vor fi în 2 luni de zile. E județul Dâmbovița? Este în Prahova. Prahova, da. Este Telega comuna. Sunt convins că mulți care n-au auzit până acum de aceste, așa, sunt convins că terenul deja s-au dublat. Dar cum vă veni ideea asta să concesionați Doftana? Ruinele Doftanei? Nu știu, îmi place foarte mult. Închisoarea renumită. Da. Nu știu dacă am spus-o la deschiderea la Lidu și înainte, chiar când a făcut Olimp și tot timpul spun,
Eu sunt o persoană care îmi plac foarte mult să iau ceva care nu mai are speranță. Adică Lido a fost închis 10 ani de zile. În București. În București. Mm-hmm. L-am preluat, l-am pus la pont, unul din cele mai, am luat locul întâi pe cel mai intim și plăcut hotel în 2018, în București. După care am venit la Olimp. Era de 30 de ani pauza. Destrus. Chiar, dacă vă aduceți aminte, ați apelat la persoanele care aveau poze vechi de pe vremea când acel complex hotelier și le ofereați sejur gratuit pe litoral. Deci tot către vechi, către modul în care arătau ele, v-ați îndreptat atunci. Da, eu cred că sunt mult mai atras de ce a fost decât ce va fi. Adică eu consider că lumea noastră se duce pe o direcție greșită. Și îmi place mai mult să trăiesc cum au trăit alți, simplu, natural. Și de asta îmi plac foarte mult clădirile veche, îmi place să dau viața, pentru că pe noi sunt medic. Orice pacient care este în coma, este cea mai mare bucurie, este să îl vezi cum îi bate inima din nou și să pui în picioare. Bun, și doftana o veți învia dacă e să toată tratați zona ca un bolnav acest imobil de patrimoniu până la urmă. Da, da. Și ce o să fie? O să fie cel mai mare și cel mai important centru de conferințe. Va fi pus acolo chiar istoria română pe ultimul 100 de ani. Uh-huh. Exact, istoria este amprenta istoriei și vei trăi așa istorie prin tot ce facem și mișcarea care facem, prin așa și vestimentație și toate cele, plus că modern vom prelua ultima creație care e interesantă, zona de bio, încât să avem acolo și producții proprii pentru cei care vor veni acolo. Cu alt cuvânt, te rup așa pentru câteva zile din lumea care e. Centrul de conferință unde va primi peste 2-3 mii de oameni, nu e puțin, dar totul e gândit de dimineața până seara, pentru că ai și pauze, ai piscine, ai spaul, ai tot ce vrei tu, încât dacă vrei să te rupi de viața care o ai și de rutină zi de zi într-un oraș, te duci acolo, prețul sunt acceptabile. Deci vor fi și unități de cazare sau doar? Minimum, prima fază, 1000 de locuri de cazare. Minimum. Am priceput. Și când credeți că se va concretiza acest proiect? Dacă am un act mâine am autorizații cu tot ce trebuie. La mine e simplă, că conduc eu șantierul. Întotdeauna conduc eu personal. Cum ați făcut în pandemie la Olimp? Da, eu cu așa. N-ați plecat de acolo, da? V-ați izolat acolo. Prima oară când m-am îmbrac mai așa. Dar de ce? Pentru că sunt în șantier. Unde? Acolo, mai pun la punct cât de ceva. La Doftana? Nu, aici. La Olimp? Ce mai e de făcut? Am făcut o sală de conferință nouă. Am lucrat un pic la antrenat hotel Craiova, nu-l dau drumul, că nu prea simt că e nevoie să dăm drumul, n-am personal. Deci vara asta nu? Nu am personal. Ce să fac? Of, și ajungem din nou la subiectul fierbinte care vă doare pe dumneavoastră și nu numai. Da. Cum ar putea fi rezolvată această problemă a deficitului de forță de muncă? Deja suntem în sezonul estival. E o chestie, mi se pare că dacă eu nu permit să fac ce vreau eu, nici instituția statului și oamenii de acolo, că spunea cineva că nu există birocrație instituțiilor. Există birocrație persoane care lucrează acolo. Eu dacă nu-mi permit, nu trebuie să permitem și ei. Au termen. Nu termină termenul respectiv. Lucrează 10 și noapte. Spunea prefectul că, de exemplu, aici, Serviciul de Imigrări de la Constanța are un volum uriaș de muncă. Acum caută un spațiu să se extindă, să plece de acolo din sediul Inspectoratului Județean de Poliție și că muncesc oamenii într-una. Nu, muncesc. Cu siguranță. Chiar domnul director este un tip de bun simț și am avut întâlnire cu dânsul și am vrut cu ministerul a vrut cu dânsul. Nu au. Atâta sunt, e o chestie limitată. Eu n-am, nu păi și care ar fi soluția sistemul pentru urgentare? Sistemul, soluția este una singura. Există în... Dom'le, ne întoarcem la sănătate. Da. Dom'le, dacă avem o problemă într-un oraș, nu facem apel la celelalte orașe să vină personal? De ce medicul este obligat să se deplaseze
și funcționar public de la IGI. Bun, înseamnă că sunt servicii de imigrări și în alte județe apropiate, în cazul dumneavoastră, dacă aveți nevoie. Dacă eu astfel am nevoie de, sunt acolo 20 de persoane și am nevoie de 5 persoane, vin cu oameni de acolo încoace. Și n-ați procedat așa? Nu eu, ei. Ei nu procedează. Ne trimite pe noi să facem acolo. Hai, doamne, nu trebuie să veniți voi online. Stai, aștept o lună de zile și după care zice, chiar dacă ai hârtie că a ajuns acolo la ei, nu găsim dosarele. Poftim? Da, așa e. Nu găsim dosare. S-au pierdut dosarele? Da. După o lună de zile, nu spuneți a doua zi. Și dai tu telefoane în timp de lună de zile, dai telefoane peste telefoane, în lucru, în lucru, în lucru. După o lună nu mai găsim dosare. Ce părere aveți? Nu-i bătaie de joc? Nu-i trebuie să dau în judecată? V-ați gândit la... Să dau în judecată? Ce fel de judecată? Dacă stai în proces 10 ani, mai bine... Nu ca idee, dar nu e ok așa tot timpul... Care este necesarul de forță de muncă pentru litoral în momentul ăsta? Astăzi, dacă vin acum, dacă vin vreo... Să zic... Hai să nu exagerez. 50.000 de oameni, astăzi, toți vor fi angajați. Dar va fi greu. Din ce țări? Pentru ce țări ați optat? Ați găsit oferte? Acum sunt foarte multe oferte. Variante. Nu ne uităm noi la... Că prețul sunt aceiași, să știți. Uh-huh. Așa, diferența foarte mică, dar sunt foarte diferiți. Cultura... Eu acum sunt super încântat și mulțumit de Indonezia. Oameni civilizat, de bun simț, foarte respectoși. Am avut experiența tristă cu Etiopia, care a fost un dezastru total. Adică din 100 cu care am început vara, în septembrie mai erau 10. Și ceilalți unde au plecat? Au fugit. Au plecat în Germania. Pentru că aici e altă problemă, că vin oameni din Germania care... Îi recrutează de aici? Și duc acolo. Rețea? Da. E rețea care... Pentru că și Germania are nevoie de oameni. Au nevoie de angajați. Și vin aici în România. Am încercat cu Sri Lanka, e cam mediu, așa, adică fug jumătate. Indonezia nu, au un serviciu cu ambasada și lucrăm foarte ok cu Indonezia. Mai sunt alte țări acum, Bangladesh. Oamenii sunt ok, să știți. Ok, și eu duc cu ei, sunt mișcă mai greu. Ce le oferiți? În afară de salariu, cazare, masă. Și asigurare medicală, presupun. Sau, mă rog, dacă se întâmplă ceva... Ei sunt foarte benefici pentru statul român. De ce sunt benefici? Pentru că, unul, n-au nevoie de învățământ. Sunt formați acolo, da. Doi, n-au nevoie de sănătate, că sunt tineri. Uh-huh. Nu sunt consumator de sănătate. Și trei, plătesc pensii și nu ia. Nu? Că îi plătesc pensii. Așa e, da. Și nu ia pensii. Și pleacă. Deci statul român are interes. Dom'le, așa, gata, acum, nu mai stăm să vină în România noștri, să creăm locuri de muncă pentru români. Nu, dar, nu sunt. Dar ucrainieni aveți? Cetățeni? Nu. Ucrainieni au plecat în special în Polonia, Germania. Au rămas și în România. Sunt în jur de 80.000, dar nu știu dacă în turism sunt puțini. Hai să ajungem pe zona de plaje. Anul trecut a fost scandal, mai ales în porțiunile de plaje care erau lărgite și nu au putut fi folosite pentru că, fiind vorba de proiecte europene, apele române nu le-au permis să-și extindă șezlongurile sau, mă rog, beach barurile și serviciile, mă rog, pe porțiunea de plajă nisipată, nouă nisipată. Anul ăsta li s-a făcut operatorilor de plajă un avantaj. Au venit autoritățile și le-au dat dreptul voie să închirieze porțiunea de plajă, cu sume modice. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui rezolvată problema plajelor? Pentru că am văzut că ministrul mediului vrea un plan urbanistic zonal, o privire unitară asupra plajelor. Credeți că vor mai fi închiriate plajele din anul 2023? Aș opri la prima problemă, care a spus că anul trecut față de anul ăsta. Puteți să-mi spuneți și mie ce s-a schimbat încât anul ăsta s-a putut să facă așa extindere de contract?
S-au făcut cadastrarea plajelor. S-a făcut, da, s-a rezolvat, sigur, da. Așa. Anul trecut nu, nu că putem să fie găsit soluție și anul trecut. Estimare, să fie o suprafață estimată, nu neapărat perfectă. 50 de hectare, parcă așa s-a lățit plaja. Cât a fost așa, aia, da. Cât a fost respectivă suprafață, încât să nu mai facem din orice facem o problemă și după aia rezolvăm. De ce să stau un an de zile? Dom'le, uite, luați. Semnăm pe hârtie estimată, nu perfectă, până la anul când putem face. Dar nu se iau decizii, încet, statul e încet. Discuție, multe așa, fac milioane de euro, vine unul zice, domnule, unul a făcut 7 milioane de euro de la 1000 de metri de plajă. Și ministrul ăla ia că așa e. Deci nu au discuție așa fondată. Asta la prima. La a doua, că ce s-a făcut foarte simplu. Să zicem, noi așa facem, sunt niște plaje care sunt de 3 stele, 4 sau 5 stele, ca și hoteluri. Sau plaje publice. E foarte ușor de gândit. Dacă ar da la fiecare cameră de hotel, să aibă avantaj hotelierul la ceva? În ce sens? Stați că nu înțeleg. Dom'le, e foarte simplu. Pentru fiecare, dacă eu am 1000 de locuri de cazare aici, așa, mie să-mi facă atribuție la 5.000 de metri de plajă. Adică 5 metri pentru fiecare loc de cazare. Înseamnă că eu aici ar fi luat mai puțin decât am acum. Deci doar hotelierii să aibă plajele obiectivele închiriate? Care sunt clasificate. Clasificate. Pentru că ai plătesc. Păi da, pentru că mai sunt și restaurante, păi mai sunt terase, Noi facem servicii. Da. Eu dacă clientul meu nu e mulțumit, mă vin la hotel. Dar dacă nu e mulțumit de unul care are nu știu unde plaja și nu e în regulă cu ea, ce pasă? Păi și ce faceți dumneavoastră ca și FPTR, pentru că sunteți încă președinte onorific la această importantă federație, pentru pregătirea proiectului de la anul? Pentru că vor ieși tensiuni, domnul Murat, știți foarte bine. Simplu. Dacă dăm la fiecare, repet, noi pe electoral avem 125.000 de locuri de cazare clasificate. Dacă dăm la fiecare 5 metri pătrați, 7 metri pătrați, rămâne jumătate la din plajă goală. La fiecare din operatorii care își desfășoară activitatea, da, deci, pe litoral. Domnule, ultimii 10 ani de zile, prețul mediu pe plajă este X. Asta e prețul impus. Da? Da. Depinde de zonă. Mamaia cu tare, asta e prețul. Pentru fiecare loc de cazare clasificat, îi trebuie 5 metri pătrați de plajă. Și rămâne jumătate din plajă, rămâne goale. Asta trebuie să spuneți mie, trebuie să vorbiți, să purtați negocieri, că este vorba de comunicarea de care dumneavoastră faceți atâta caz de ani de zile cu autoritățile centrale, cu factorii decidenți. Aveți timp până la anul să vă tot întâlniți, să tot negociați, să puneți pe hârtie ce ați discutat și să trageți linie. E așa de greu? Nu e greu, dar după discuții de ani de zile pe așa subiect, am ajuns la concluzia asta, care am văzut-o și în Franța, exemplu, în zona de litoral francez, în care în fiecare, așa, ca să atragă investitor, trebuie și un număr de metri pe plajă. Din păcate, când te duci la un ministru, ministru primește pe vreun consilier care îi place lui de el sau invers. Și începe să spună ala, știi câți bani fac aia? Nu sunt oameni. Ca să ajungă domnul ministru, să aibă experiența care are o persoană care a făcut turism, așteptam 20 de ani. Și am spus, domnul ministru, noi, ca mediu privat, recunoaștem că sunteți ministru turismului, sunteți vârful turismului românesc. Dumneavoastră aveți obligație să stabiliți o legătură cu un număr de persoane care, an de zile, acești oameni măcar, și dacă apare altul, care au gândire constructivă, azi vă întâlniți cu cineva, mâine cu altcineva, poi mâine cu altcineva, nu faci nimic. Că nu, unul care vin și doar aruncă o vorbă. A fost discuție în sala, nu? Da. Probabil, Curia Martin are mult ce oferi pe partea de imagine, probabil, dar strict pe industria hotelieră n-are expertiza. Da, este agent de turism, ea. Dar, parcă avea expertiză. Și un hotel. Da, mă rog. Avea, da. Uite ce vreau să vă întreb. Dacă sunteți de acord, că am citit și eu, sau mă rog, am fost informați în săptămâna asta, cu pachetul ăsta de măsuri prin care companiile care se confruntă cu dificultăți financiare pot amâna ratele pentru 9 luni.
Deci sunt companii în România care sunt încurajate, care au probleme financiare, pentru că așa a fost pandemia, criza economică. Depinde la ce se referă, depinde la ce. La absolut toți. La partea de ANAF, banca, ce anume? Bănci, ANAF? Nu, este vorba de companii care se confruntă cu dificultăți financiare, pur și simplu. Nu este vorba de ANAF, este vorba de hotărâre de guvern. S-a hotărât. Sunt de acord, adică depinde dacă... Deci dumneavoastră ați proceda sau v-ați fi de acord cu acest pachet de măsuri și ați cere amânarea cu 9 luni a creditelor pe care le aveți? Eu, ca persoană, am un stil. Colegii mei, sigur, pot să aleagă în fiecare. Cu siguranță este nevoie nu doar de amânare. Aici e problema noastră. Pentru că degeaba amân eu asta vreau să știu. Un lucru care se întâmplă la fel. Nu. Amânare să fie concomitentă cu rezolvare probleme de mediu de afaceri. Că degeaba amân, nu se rezolvă nimic. Să vin și spun, care sunt problemele mediu de afacere? Care, ce? 1, 2, 3, 4. Dom'le, faceți o comisie mixtă, adevărată. Decizia e luată deja, domnul Murad. Păi n-au, că ei rezolvă probleme. Deci diferența între un medic și altul este unul care tratează doar simptome și altul care tratează etiologie. Statul, din păcate, tratează doar simptome. Spuneați la o întâlnire anterioară că încet, încet litoralul sau, mă rog, turiștii sunt atrași înspre sudul litoralului, că există un ciclu din ăsta de niște ani în care gusturile turiștilor se modifică. Așa este? Simțiți da, treaba asta? Cu siguranță. Pentru că știți de ce întreb? Între timp a apărut și Mamaia Nord, partea de Năvodari. Nu, deci aici e o chestie foarte clar. În general, turistul este migrator. Mamaia s-a așezat pe o zonă, pe un target de weekend, în special tineri, oameni cu bani. Zona de sud este mult mai pregătită pentru, în special, de a primi familie. Au spații verzi, încă arată ca stațiune. Dar dumneavoastră pomeneați că încep și acolo construcțiile. Am început, din păcate, și asta este pe mine mă dispare și vă spun că mă gândesc foarte serios de vreo 2-3 luni de zile. Dacă merite să continui sau să fac o retragere așa, calmă. Pentru în că ce îmi place sens să... retragere? La ce vă gândiți? Mă refer să mă delimitez la un... Probabil să dau în locație anumite obiective, să mă implic așa, pentru că vă spun că eu mă implic și sentimental mă implic, adică cu emoție. Nu bănesc când văd că îți fac blocuri numai de a fi... faci profit din ele. Cred că cine care în stare să facă cele mai multe blocuri în România sunt eu. Vă spun, dar am bun simț. Am bun simț și nu calculez profit. Mă arătați unde am făcut o chestie haotică. Merge unde vreți, de 20 de ani sunt pe litoral. Unde fac tranzacții, așa. Dar de ce vă deranjează că se fac construcții, domnul? Pentru că nu adică avem... trebuie delimitat clar statutul de stațiune turistică în care să existe doar unități de cazare, așa concepeți dumneavoastră da, o stațiune? Deși nu facem exemplu ca peste tot, să facem o zonă rezidențială lângă stațiune, de la calea ferată, cum e așa, în spate calea ferată, până la 23 august. Domnule, acolo facem numai rezidențial. Uh-huh. Da? Și totul e foarte frumos. Și ce vin cu mașini de acolo? În stațiune. În stațiune să fie doar hoteluri. Totul foarte frumos. Cafenele, distracție, tot ce vreți. Nu vă se pare mult mai frumos? Și ați vorbit cu domnul primar care? De Mangalia sau de 23? Nu, am vorbit cu primarul din Beirut. Deci și să vorbim cu primarul, deci și până glumiți. Dar de ce? E vorba de decizie politică, de implicare. Că există un traseu care trebuie să petreacă în fiecare primar. Adică? Pleacă mic, faci cu mușchi. Mușchi? Stabilește niște relație. Așa. De toate. Aruncă pe piața că este în relație foarte ok cu servicii. Mm-hmm. Așa, ca să nu mai... Să fie lăsat în pace. După aia devine săpân. Tartor, da. Toată lumea din jurul lui trebuie să fie și sclav și în special de afacere. Sta vreo mandat 2-3 și după aia se duce la pușcării. Adică asta e traseul care ai cunoscut. Și credeți că avem... Păi arătați-mi pe litorala asta de aici. Primarii importanți care n-au avut acest traseu. Și la fel se va întâmpla și cu ceilalți, cu siguranță. Așa ziceți dumneavoastră. Pentru că
Și chiar am vorbit prietenește cu partea din primare. Așa. Băi, nu e ok. Pentru că cei care îi servește el acum fac că nu văd. Știți cum era pe vremuri? Și apăra unul, erau securiștii cartierelor, știi? Și când vrea să facă ceva la unul care era prieten cu securist, se schimba securistul pentru două zile și după care buf, și apare unul care nu știa pe nimeni acolo. Acum fac la fel, să știți, din păcate. Adică, când aud eu alegeri de Mangalia, exemplu, așa? Întâmplător, era un polițist care, săracul, a vrut să fie neapărat el în ziua aia la acțiunea care a fost împotriva mea organizată. Oh, da, a fost concediu atunci, era concediu el, da. A venit iarăși pentru că i-a chemat patrie să vină, cât de patriot el și cât de atent el, încât să nu încerc eu să dau un ban stânga-dreapta. Asta e România, să știți. Și a doua zi a plecat în concediu, de nou. Ah! Păi da. Aha. A avut sarcină, spuneți dumneavoastră, sau s-a oferit așa? De, din obediență față de... Nu știu, nu pot să răspund autorități. Că... Așa a fost. Spuneați că România ar trebui să urmeze exemplul bulgarilor vecini. Dădeați ca exemplu Albena, care este administrată privat. Da, partea de administrație privată este... Acolo putem să îi facem mai responsabil. Uh-huh. Nu e un contract. Obligație. Să se ocupe de ce? Păi se ocupe de partea de spațiile verzi. Bun. Se ocupe de partea de coșuri de gunoi. Să facem un 1, 2, 3 WC-uri publice. Un punct de intervenție. De câini. De câini. Bacabonzi. De luminat public. Da? Și dacă ar fi corect. Sarcini de care acum ar trebui să se ocupe autoritatea locală, da? Administrația locală. Dar nu prea se întâmplă 100%. Știți ce înseamnă caban? Eu fac ofertă la cei primari care sunt și aici și în partea cealaltă. Eu sunt de acord să mă ocup eu direct. Doar să mă ofer să fac eu doar eu publicitate. Să pun și panouri publicitare. Cât încasează de la panouri publicitare primărie, atâta costă în sentențină o stațiune. Și da. Nu știu primarii? Știu foarte bine, dar nu au interesele astea. Of, cât ar fi de discutat, da. Oameni, din păcate, oameni sunt minți continuu, mint și mint și mint fără așa, dacă nu ai bun simț și caracter. E foarte greu, că nu știi cum să lucrezi cu persoana respectivă. Foarte bine, domnul Murat, dar cu ce v-ar ajuta sau vă ajută pe dumneavoastră acum implicarea în politică? Tot ce ne-ați spus dumneavoastră până acum, credeți că se poate realiza dacă dumneavoastră veți accede într-o funcție administrativă, un primar, un parlamentar, deci, ceva care să aibă niște responsabilități? Din istoria se învață, nu se trăiește. Eu m-am dus la FPTR acum 10 ani de zile. Da. Am asumat aceste... Așadar, este un fel de... lucru. Pe partea asta legislativă, pe tot ce parte de legi și fiscalitate în turism, totul e perfect. Perfect. Am fost unul din oameni importanți care m-a implicat. N-aș vrea să mă laud să spun că am fost scânteia care... De la voucher de vacanță până la partea de... Împreună, sigur, cu colegii mei. Da. Dar am fost care am dat scânteia tot timpul. Am vorbit. Am rezolvat toate problemele turismului românesc. Astăzi nu se vedeți o persoană din România care dețină o pensiune, un hotel, să vorbească de fiscalitate. Nu vedeți. Le-am pus la punct. A rămas doar partea de salariu. Acolo e o mică problemă cu impozit foarte mare. De ce nu... Dacă aș fi ajuns un primar, să nu vin cu soluții. Eu sunt omul soluțiilor, să știți. Eu am priceput, dar credeți că dacă veți deveni primar sau parlamentar sau ministru, veți putea realiza mai multe pentru localitatea, regiunea sau țara? Deci, nu că cred, adică sunt convins și sigur că aș fi făcut de cel puțin
cred că sute de ori mai mult decât fac ei. Că nu am ce ascunde. N-am interese în spate. Nimeni nu poate să-mi dau șpagă. Ce șpagă să primesc eu ca să fiu de acord cu ala? Probabil să fie frică de anumite persoane. Aveți nevoie de echipă serioasă, aveți nevoie de susținere politică. Avem, partidul pe care îl aveți dumneavoastră acum este micuț. Cu ce a venit? Vedeți că nu m-am dus într-un partid format. Eu în viața mea n-am cumpărat o casă care pregătită de locuit. Întotdeauna iau ceva și îl fac eu. Partidul este mic, dar are și oameni care sunt foarte ok și care putem chiar face o dezvoltare sănătoasă pe această zonă politică. Pentru că oameni care sunt acolo sunt convins că nu au interes în spate. Faptul că noi la putere partidul, nu mai sunt oameni cu interes. Iar eu am încercat și încerc acum, nu știu dacă reușesc, nu pot să vă spun 100% că reușesc, să fac ceva diferit decât să fac cu până acum în politica românească. Am probleme acum cu abordarea care am eu față de partid. Mm-hmm. Recunosc așa. Sper să pot să... Cum e cu alcoolul? Deci sunt și altele. Eu sunt un tip care întotdeauna m-am implicat, să știți. M-am implicat în orice. Eu spun deci, și hoții... Deci spuneți-ne cu decizia asta pe care am auzit. Nu, am propus... premieră, da. A fost mulți din așa și am propus și am zis, domnule, mi se pare incorrect. Faptul că n-ai voie să bei la munca, iar când ești în sediu unui partid, ești la muncă. Și atunci am zis, eu propun ca președinte executiv ca să nu mai intre niciun gram de alcool în sediul partidului din orice, din oriunde din România. Nu e corect? Este normal că este corect. Bine, m-am făcut că... Bine, o parte, nu... Până nu. În urmă s-a votat, s-a acceptat? Încă nu am pus la vot, dar intenționez una din condițiile care vreau să merg pe ele. Adică am niște condiții. Dar de ce ați luat asta? De ce ați venit cu această propunere? Pentru că trebuie să știm și noi să fim diferiți. Doamne, că toate deciziile române de 30 de ani se ia la șprisuri. Deci soarta română a fost legată de șpris. Mi se pare normal? Doamne, eu, persoana care probabil bea un pahar. Dar să stai zi de zi la un șpriț și iei decizii importante pentru milioane de oameni când ești aproape, nu mi se pare ok. Nu suntem responsabili. Ok, ajung la o concluzie, ne bucurăm că am ajuns la o concluzie, da? Ne tragem la o masă și bem. Dar să stai să bei, bei așa, continuu, bei și te duci la toaletă, bei și te duci la... Ce fel de ciclu asta e natural? Bine, probabil că aveți și alte propuneri în programul Partidului Ecologic. Nu, avem foarte multe propuneri. Okay. Dar a fost o chestie care e interesantă în care să dau semnalul că vrem să fim diferiți. Dar v-ați gândit până la urmă veți candida? La? La unde doriți dumneavoastră sau unde vă propuneți dumneavoastră. Ca administrație locală, acolo îmi place mie, recunosc, că da. E vizibil ce faci. Sau trebuie să fie vizibil, nu că e vizibil ce faci. Nu e, știi cum e, să știi că în viața nu e, e ca de afacere, eram micus, cine știe de mine? A venit arabul ala cu tare, făcând lucrurile așa în perseverența care lucrez, eu am devenit cunoscut și am și câștigat, în sensul că imaginea și chiar am făcut mai mult. Nu am dus în Monte Carlo eu am stat o zi în viața mea în Monte Carlo, știi, și nu m-a plăcut, știi, era și, nu m-a plăcut, nu e stilul meu. Chiar am fost implicat și mă implic și îmi place mie să creez lucruri noi. Deci până la urmă, pentru administrație locală, vă place partea de administrație? Îmi place, acum depinde unde mă duce soarta, să știți că nu neapărat... Păi va duce aici unde aveți cele mai mari investiții, nu? Mi se pare că sunt foarte preceput la lucruri care sunt nu subiective, obiective. Adică direct. Uh-huh. Sunt un tip pragmatic, îmi place să prind șantiere, îmi place să găsesc soluții, îmi place să fac imaginea unui oraș, adică îmi place să lucrez direct cu cetățeanul de aproape. Din toate punctele de vedere, sunt foarte ok, cred că pe comunicare, dar nu telefonică, nu prea răspund la telefon, așa este, recunosc, mă acuză toată lumea chestia asta, dar nu poți să lucrezi, te concentrezi și stai fel cu fel de probleme lingă. În luna asta sunt tot timpul aglomerat, 15 mai, 15 iunie, tot timpul sunt prins, rău de tot.
Asta e. Dar sunt convins că partidul poate să vină cu multe soluții pentru țara. Eu la nivel de persoană am putut și împreună cu alți colegi, cum e Strate sau Dragoș, sau mulți care au fost implicați, Ciprian, în PPT, Bucovala, toată lumea a fost implicată în care să schimbăm în turism lucrurile și am schimbat. Cum e la nivel de un partid? Sigur putem face mai mult, putem veni cu soluții, nu venim. Noi nu suntem un partid care criticăm. Eu nu-mi place. Câți constanțeni trăiesc din turism, domnul Murad? Aveți cumva da, o statistică? Deci statistica arată foarte clar că la nivel de județ sau oraș? Oraș. Oraș undeva din 1 din 5 oameni. 1 din 5 oameni. Deci 1 da. Din... 5. Trece din servicii. Adică turism special. Am înțeles. Deci dacă v-ați angrena în candidatura pentru primăria Constanței, cu sprijinul celor care lucrează în turism și al familiilor, presupun, pentru că ne gândim în orizontală, ați avea susținere. Numai că vă trebuie echipă de promovare, vă trebuie expunere, vă trebuie program, dar toate astea, din punctul meu de vedere, având experiența anilor trecuți, pentru că am văzut atâtea alegeri, modul în care prezentați acest program, modul în care atrageți oamenii, modul în care vă arătați deschiderea față de ei, contează foarte mult. Nu știu, e nevoie, probabil că dacă vă gândiți pentru primăria Constanței, să porniți de acum. Așa să nu veniți cu răspunsul, zis, știți, dacă hai vrea, să, nu hai știu să cine. Vă spun concret. România are o mare problemă astăzi de lider. Nu are probleme de oameni care le... Are oameni profesioniști, dar nu are lider. O națiune care nu are lider, vai de capul ei. Dar un lider poate să facă și o națiune. Și acel lider ați putea fi dumneavoastră? Poate să fiu eu pe zona, pe partea de administrație și pe partea de lucruri concrete, pe crearea de locuri de muncă. Pentru că de ce spunem noi crearea de locuri de muncă? Ce avantaj e? Nu că sunt oameni care stau degeaba. Deci șomajul e mic. Da. Dar dacă sunt mai multe locuri de muncă, se creează concurența și cresc salariile. Dacă eu știu că vecinul m-a dat la ospătar 2000 de lei, eu dau 2500, ala dau 3000. Și atunci avantajul cetățeanului și a orașului. Lumea da. Nu e atentă. Rămâne să vedem ce da. Veți decide în privința soartei dumneavoastră politice. Cum ar veni, dar probabil că tot la Constanța veți veni. Acum nu veți mai avea negocieri din partea partidelor care vor încerca să vă convingă să renunțați la candidatură sau cum veți reacționa față de 2000? Chiar am avut niște propuneri din alte partide de aici, când să facem front comun, să fiu candidatul lor la Constanța, chiar la Constanța, nu în altă parte. Sigur, e prea devreme să iei decizie și nu e, adică trebuie să faci, mi se pare că spune cineva că trebuie din timp să faci, adică înseamnă că faci ceva numai ca să iei voturi. Eu fac și acum fiecare zi fac și acum am avut. Dar degeaba faceți zile. Dacă nu știe lumea. Păi, asta e politica. Lumea? Nu da, știe lumea. Dacă vreți să vă implicați nu politic să știe, și adică nu vreți să ocupați o funcție în administrație, firesc. Este nevoie de expunere. Nu fac un schimb, un deal între a face ceva, arată așa o bunătate contra un vot. Nu mai ești moral. Asta e filozofia dumneavoastră, dar da, probabil că... Da, e a mea și știți foarte bine și cred că și, e și de vorba de un pic de... Că noi... Familia ce zice, domnul? Familia cam să mă susțin total. În general, că nu am niciun pic de discuții sau probleme sau divergențe în familie. Suntem o familie, noi suntem, știți foarte bine, care zice musulmană și suntem mai adunați, așa, mai indiferent ce divergențe avem noi în familie, e familie. Adică e un punct care nu poți să nu ții cont de el. Cum e cu băiețelul dumneavoastră? V-a schimbat viața? Aveți o altă perspectivă, priviți altfel. Cum este? Da, e bine. Mă simt foarte bine cu copiii în general și cu fetele. Fetele, da. A venit băiețelul și lumea. Fetele, da, ele se ocupă de turism. Eu, aveți pe mâna cu ei lăsat totuși.
afacerile. Eu îmi spun, mi se pare că, nu știu, de la vârsta așa mică, îl simt că deja ar vrea să intervine și el în șantiere. A, îl aduceți chiar, în îl văd pe el cât teren? De... Da, eu mă duc cu el în șantiere și... Ok. Pute mic, dar nu prea am timp să stau prea mult pe gând așa. Și un tip care nu plac jucările, plac lucruri practice. Tot ziua e cu matura în mâna, e foarte implicat. Deci este un fic așa, un mic Mohamed de acum. Superb, îmi place foarte mult și... Explic de mic și înțelege și face el cafeaua dimineața la 1:30, el bagă căpțul în expresul, el dă drumul. Cum îl cheamă? Adam. Adam? Uh-huh. Adam înseamnă bărbat. Da. Sunteți un om bogat? Da. Sunt bogat. Câți bani aveți în buzunar acum? Bogat, în primul rând, bogăție nu este banii care ai. Vedeți? Bogat înseamnă să fii, să ajungi la un echilibru în suflet și să ai așa, exact ca un fel de bogăție sufletească, dar decorată, decorațiunea ei așa să fie, cum e decorată cu frișcă, dar frișcă aia să fie modestie. Cel mai frumoasă combinație, cel mai bun cocktail, când ai posibilități, dar te comporți foarte simplu. Conturi în străinătate aveți? Nu. N-aveți. N-am. Încă n-am. N-am niciun cont. Vă mulțumesc frumos pentru acest interviu. Sper să ne mai întâlnim și în altă postură. Cu mare plăcere. De candidat de data aceasta, să vedem. Mai aveți timp să vă gândiți? V-am spus că asta cu candidat depinde de conjunctură, poate pe păi nu v-ați implicat politic altfel, domnul Murad, nu vă supărați. Nu m-am implicat ca să fac pe Constanța. De ce nu v-ați gândit la ceva mai mult? La București. Probabil, nu? Da. Eu voi face tot posibil și după care știți foarte bine, îți fac sondaje, ce se întâmplă, care e abordare. De asta fac acțiune acum și întreb oameni, să văd ce e. Eu nu pot să mă duc către oameni dacă nu știu ce au nevoie. Că ideea că candidez sau nu candidez, cum face politicienii, nu așa se face. Bă, ai proiect, ai program. Dacă mâine dimineața, de exemplu, mă invită domnul primar la o discuție și spune, te ocup de partea asta și asta, că nu se fac eu. Nu mă candidez. Mă duc și mă fac același lucru prin dânsul. Pentru ce să mă duc să iau funcție? Stau, nu pot să stau zi de zi așa. Chițac sau Nicușor Dan? Nicușor Dan e un tip care e greu de lucrat, pentru că acolo lucrurile sunt mai complicate. Nu, dacă aici e domnul Chițac, dacă mă invită și spune, domnul Mohamed, aveți expertiză în turism. Da, mă duc, stau lângă dânsul, vin cu proiecte, așa cum vă spuneam, și nu mai candidez la Constanța pentru că le rezolv nu din postura de primar, din postura de consilier a unei așa. Nu mă angajez ca consilier, să fie clar. Nu mă uit la funcție, că el e dânsul primarul, eu sunt consilier. Nu, asta e important. Dar vin cu soluții acolo. Și mă ocup de ele până la finalizare. Știți cum pică turnat? Pentru că săptămâna viitoare îl voi avea invitat pe domnul Chițac în emisiune. Voi veni cu această ofertă din partea dumneavoastră și rămâne să mai discutăm, să vedem ce reacție vom avea din partea lui. Vă mulțumesc mult de tot. Asta a fost emisiunea. Sper că ați aflat o mulțime de lucruri interesante de la domnul Mohamed Murad. Dumneavoastră, ce să vă spun, un weekend extraordinar să aveți. Toate cele bune!